Slăbirea localizată, fie că vorbim de acele depozite bine delimitate de țesut adipos, precum cele de pe flancuri, de la nivelul genunchilor sau chiar de la nivelul bărbiei duble, fie că vorbim de aspectul de coajă de portocale impropriu numit celulită, sunt extrem de dificil de obținut, dacă nu chiar imposibil, doar cu ajutorul sportului și al dietelor. Din fericire, tehnologia ne vine în ajutor și, într-adevăr, platforma Accent Prime este cea care ne ajută să combatem eficient, sigur și rapid aceste aspecte. Platforma Accent Prime combină cele mai avansate două tehnologii din acest domeniu, și anume ultrasunetele și radiofrecvența, ajutându-ne astfel să oferim tratamente personalizate și extrem de eficiente, superioare oricărei alte tehnologii. Ultrasunetele utilizate de Accent Prime constau în niște unde patentate, unde longitudinale și transversale, ce creează împreună o undă de forfecare, care țintește strict celulele adipoase, lăsând țesutul înconjurător neafectat. Aceste unde se propagă țintit la nivelul adipocitului, perturbă membrana celulară și duc la fragmentarea depozitelor aflate în celulă. Acestea vor fi eliminate, urmând ca mai apoi să fie preluate și eliminate din organism de către sistemul limfatic. Un al doilea pas îl reprezintă tehnologia de radiofrecvență, radiofrecvență unipolară, ce permite încălzirea profundă și controlată a celulelor, ducând astfel, pe de-o parte, la contracția fibrelor de colagen deja existente și, pe de altă parte, la stimularea sintezei de noi fibre. Reușim astfel, prin combinarea celor două tehnologii, să tratăm atât zonele profunde, zonele de țesut adipos, cât și pielea la suprafață, îmbunătățindu-i aspectul, fermitatea, redându-i practic un aspect suplu și mai tânăr. Rezultatele sunt vizibile chiar de la prima ședință, însă de obicei avem nevoie de o serie de 6 ședințe spațiate la una sau două săptămâni în funcție de zona tratată pentru a obține rezultatele optime. Odată obținute, acestea se pot menține pe termen lung atunci când le asociem cu un stil de viață sănătos și echilibrat.